Și vreau să vă prezint faptul că în mișcările carismatice, datorită faptului că este dovedit că nimeni de astăzi nu are vorbirea în limbi cunoscută, s-a, zic eu, inventat doctrina limbilor îngerești sau doctrina limbilor necunoscute. Și despre asta aș vrea să vorbim în această sesiune. Și vreau să vă spun că foarte mulți frați baptiști cred că vorbirea în limbi de la ani nu mai există, dar cred în același timp că 1 Corinteni 14 vorbește despre altă vorbire în alt limbi, alt tip de vorbire în alt timp. Așa că el o să zică: "Bun, eu sunt de acord cu ce ai spus. Tu și pe 1 Corinteni 13 și pe faptele apostolului cu botezul cu Duhul Sfânt și așa mai departe, dar apostolul Pavel vorbește în, în 1 Corinteni 14 despre o altă vorbire în, al, în alte limbi, care este pentru uz personal." Pentru zidire personală, în care cu Duhul spui taine și așa mai departe. Uh, opinia mea este că uh, această interpretare pe 1 Corinten 14 a unui alt fel de vorbire în alte limbi pentru uz personal este uh, o interpretare care vine din dorința de a evada, evada de forța textelor biblice care ne arată că vorbirea în limbi a fost una cunoscută în secolul I. Este important de menționat acum de la început că Luca scrie Cartea Faptelor Apostolilor după Epistola 1 Corinten. Astfel, dacă Apostolul Pavel în 1 Corinteni 14 vorbește despre limbi neînțelese, neomenești, când Luca scrie Faptele Apostolilor înseamnă că ar trasa o, o confuzie extraordinară pentru că el vorbește despre alte limbi acum, cunoscute și omenești. Da? Trebuie ținut cont de lucrul ăsta, că ei au fost colaboratori și chiar felul în care s-au scris cărțile lor. Eu voi argumenta și vreau să vă spun, o mare parte din uh, tinerețea mea am crezut lucrul ăsta, că vorbirea în limbi din fapte e una și vorbirea în limbi din Corinteni este alta. Și de asta am fost foarte, foarte relaxat cu cineva care îmi spunea dar ce, tu ai vorbirea în limbi din fapte? Și eu spuneam nu, nu am niciun fel de pretenție. Am vorbirea în nim din Corinteni. corinteni. Dice, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui. Eu vorbesc lui Dumnezeu. Căci nimeni nu-l înțelege, vezi? E altceva decât fapte. Și cu, ia auzi ce spiritual sunt, cu Duhul, Duhul. eu spun ce? Pe ce tu înțelegi și spui? Păi nu înțeleg că textul spune că spun ce? Simplu. Foarte simplu, am lămurit problema. Da? Și mă simțeam foarte comod cu interpretarea asta și cred eu că interpretarea asta a deschis foarte larg poarta, cel puțin în mișcarea baptistă, pentru continuitatea unui fel de vorbire în limbi. Neînțeleasă de nimeni. Foarte ciudată. Știți ce ciudat cu vorbirea asta în limbi? Și nu știu cum, ani de zile nu mi-am dat seama de lucrul ăsta. Zice, el cu Duhul spune taine. E clar că e un dar a Duhului Sfânt, nu? Deci Duhul Sfânt, zice, mintea este fără rod. Deci Duhul Sfânt se roagă prin mine către Dumnezeu Tată fără ca eu să înțeleg nimica. Deci, practic, o persoană a Sfintei Trăim o informează pe o altă persoană a Sfintei Trăim, mintea mea e fără rod, despre niște lucruri care sunt taine și pentru mine și pentru toată lumea. Dar înțelegeți? Deci Duhul Sfânt îmi dă darul vorbirii în alte limbi, neînțelese, de mine sau de alții, în care zice că eu mulțumesc foarte frumos lui Dumnezeu, eu nu înțeleg că mulțumesc lui Dumnezeu, voi nu înțelegeți că mulțumesc lui Dumnezeu, dar eu mă zidesc fără să înțeleg absolut nimic. Duhul Sfânt se roagă către Dumnezeu Tatăl fără să înțeleagă nimeni absolut nimic. Dar eu sunt zidit de rugăciunea Duhului Sfânt prin Duhul meu, nu prin mintea mea, către Dumnezeu Tatăl. Nu vezi absolut nicăieri în Biblie, aparent cu excepția asta, o asemenea aiureală Multe persoane uh, au impresia că eu vorbesc împotriva celor altora care cred lucrurile astea. Nu, vorbesc în primul rând împotriva mea, Ca ani de zile am crezut lucrurile astea. Dar a trebuit să stau și eu la un moment dat față în față cu cuvântul lui Dumnezeu, nu trei zile. Eu am avut un chin de luni de zile, travaliu de luni de zile, în care întorceam Biblia pe toate părțile, căutam expresii, versete, cumva să evazez, să scap undeva. Da? Când pune Duhul Sfânt ochii pe tine, urmărește până te uh, lămurește. Și ar trebui să avem dispoziția, cel puțin. ăsta e sfatul meu. Nu pretind nimănui să creadă ce spun eu. Nici dumneavoastră. Eu nu bac cu forța nimănui în cap teoriile mele. Dar m-aș bucura ca oamenii să aibă mai multă smerenie, să renunțe la dispreț, la uh, sentimentul de superioritate și să uh, treacă poate peste anumite expresii de ale mele puțin mai brutale și să zică, mă, ia să văd, poate omul ăsta zice ceva, nu? Ascultă și tu, poate poate îți folosește ceva din ce spun eu, da? Și cel puțin zic, Doamne, uite, stau sincer înaintea ta, mă rog înaintea ta, arată dacă ce spune omul ăsta e adevărat și din cuvântul tău și dacă sunt într-o mișcare falsă sau sunt într-o învățătură falsă sau sunt într-o practică falsă. Nu? Ce-i greșit cu rugăciunea asta? Vreau să vă demonstrez că vorbirea în limbi din fapt e exact același lucru cu vorbirea în limbi din Corint. Cam asta aș vrea să fac și vreau să deschideți la 1 Corinteni, capitolul 14, și să vedem de ce este așa. Ia ascultat. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor. Când tu citești pasajul acesta, te-ai aștepta că atunci când Pavel folosește expresia în altă limbă să se refere la altă? La altă limbă, nu? Foarte simplu. Să se refere la altă limbă. El așa introduce subiectul. Cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, că nimeni nu înțelege, ce cu Duhul el spune taine, da? Uh, mai mult decât atâta, vedeți că Pavel utilizează peste tot în, și se utilizează în absolut toată Sfânta Scriptură același limbaj cu privire la vorbirea în alte limbi. Luca și în limba originală, cum mulți zic, dar ori în limba originală nu e ceva diferit? Nu este. Nu este. Este exact aceeași expresie, același termen referitor la vorbirea în limbi. Da. Deci primul argument este că atunci când citești expresia Vorbește în altă limbă, te aștept să fie o vorbire în altă limbă. Al doilea argument este că Luca folosește împreună cu Pavel același limbaj, aceleași expresii, iar ei care au fost colaboratori te aștept să se refere exact la același lucru, iar dacă ar fi vrut să spună altceva, ar fi folosit alte expresii. Al treilea lucru, veți vedea că se așteaptă de la uh, vorbirea asta în limbi cunoștință, profeție, descoperire, zice în versetul 6. Noi o să ne întoarcem de la, la, versetul 3 la versetul 5 pentru că vreau să dedicăm mai mult timp ca să înțelegeți de ce s-ar peste ele. În adevăr, fraților, de ce folos v fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu, prin ce? Prin alte limbi, nu va aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură. Pe păi dacă astea nu sunt limbi omenești, cum spun frații noștri, ci sunt limbi îngerești sau zic ei limbi neînțelese, extatice. Dacă sunt limbi extatice, cum pot niște limbi extatice, care n-au o semantică lor, o gramatică lor, o logică lor, cum pot ele să-ți aducă descoperire, cunoștință, prorocie și învățătură? Numai o limbă omenească poate să-ți aducă așa ceva, nu? Deci e clar că dacă Pavel se așteaptă să le aducă prin vorbirea în limbi tălmăcită, descoperire, cunoștință, prorocie și învățătură, să fie limbi omenești, care au un înțeles. Ia uitați al patrulea argument. El folosește o imagine în versetul 7, o ilustrație. Chiar și lucrurile neînsuflețite, care dau un sunet, fluier, alăută. Ia ascultați. Dacă nu dau sunete deslușite, înțelese, ăsta e cuvântul. Cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu alăuta? Cu alte cuvinte, dacă tu zici că ai o vorbire în limbi care are sunete ne, înțelese, Vorbirea asta ta în limbă mai slabă chiar și decât lucrurile neînsuflețite. Fluierul, alăuta și așa mai departe. Și asta au făcut eu, coborând vorbirea în limbă mai în jos decât lucrurile neînsuflețite. Zice, el să așteaptă să dea sunete deslușite. Citește, frate, versetul 7. Tu care crezi în vorbirea aia în limbă extatică, citește versetul 7 și citește expresia sunete deslușite și te. Și citește întrebarea lui Pavel. Cineva? ce deci el s-a aștepta ca oamenii care aud să cunoască. Foarte simplu. Versetul 8, următorul argument. Compară cu o trâmbiță. Dacă trâmbița dă un sunet, încurcat, da. deci el în discuția despre vorbirea limbi se așteaptă ca la fel cum trâmbița dă un, trebuie să dea un sunet clar, nu încurcat, la fel vorbirea în alte limbi să dea niște sunete înțelese, nu încurcate. Dacă dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de? Nimenea! Deci tu vrei să spui ceva, dar ne dai numai sunete încurcate. Și totuși ăștia zic că care dau sunete încurcate că să zidesc cu încurcarea să zidesc pe însești. Interesant. Foarte interesant. Versetul 9. Tot așa și voi, dacă nu rostiți cu limba o vorbă? Despre ce vorbim? paranormale, extraterestre vorbiți. Că el zice că vorbirea asta trebuie să, dea o să fie o vorbire înțeleasă. Și când dai vorbirea înțeleasă, întreabă cum se va pricepe ce spuneți, versetul 9. Cum se va pricepe? Deci unul că trebuie să dai o vorbire înțeleasă, o vorbă înțeleasă, și că celălalt trebuie să... păi n-ai cum să pricep ceva dacă e o vorbire în limbi extraterestră, extatică. Atunci parcă ați vorbi ce mai clar decât atâta? Vorbești de ea, vorbești în vânt. Aiurea. Citiți următorul argument. Versetul 10. Sunt multe feluri de limbi în lume. Totuși zice Pavel, din câte știu eu, absolut niciuna nu este fără sunete. Vă întreb eu, de ce Pavel argumentează pentru niște limbi înțelese dacă ei zic că Pavel vorbește despre niște limbi înțelese. Păi ce logică are tot ce spune Pavel aici Tot, toate, tot șirul ăsta de argumente Ce ro rost are dacă Pavel Ei zic Mă Pavel, tu, tu despre ce vorbești? Noi avem limbi? Neînțelese Îngerești extatice. Tu vorbești despre altă vorbire în limbi, măi, Pavel Nu, Pavel știe exact ce făceau ăștia acolo Exact știe și le spune în versetul 10 Sunt multe feluri în limbi În lume Știți și voi Totuși niciuna Fără niciun fel de excepție Niciuna nu este fără sunete înțelese. Limba asta, spune el, trebuie să aibă sunete înțeles. Versetul 11. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, din nou, limba trebuie să aibă un sunet înțeles. Voi fi străin pentru cel ce vorbește. Cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Altfel spune Pavel, vorbirea al limbi, dacă nu este înțeleasă, ne înstrăinează. Ne înstrăinează. Dar nu doar că ne înstrăinează. Dacă eu nu înțeleg ce spun, eu mă înstrăinez de mine. Mă înstrăinez de mine. Lui o parte din mine, nu știu care, care spune ceva neînțeles pentru o altă parte din mine. La fel cum tu nu mă înțelegi pe mine dacă eu spun niște lucruri neînțelese, dacă tu vorbești în, în ucrainiană și eu nu te înțeleg, noi devenim doi străini. Doi străini. Dar dacă eu îmi spun mie lucruri pe care nu le înțeleg, eu față de mine devin un străin. Versetul 13. De aceea. Da, versetul 12 și 13. Tot așa și voi, fiindcă râvniți pe darul duhovnicesc, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. De aceea concluzie. Cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul să o... Păi tu poți o vorbire care nu are sunete înțelese și care e extraterestre, statică și care nu e o vorbire în limbi înțeleasă? Ce să tălmăcești? Că n-ai ce tălmăci dacă ea nu este o vorbire. Dacă nu e asta o altă limbă, n-ai ce tălmăci. Dacă sunt cuvinte aruncate de avalmă. Da? Vedem imediat. Uitați-vă la versetul 21. Ați mai multe argumente aici la care o să ne întoarcem imediat. Versetul 21. În lege este scris. Voi vorbi în norodului acestuia prin... Era o limbă de pe pământ sau nu? Da, l-a vorbit lui Israel prin altă limbă de pe pământ. Și nici așa nu mă vor asculta. Asta e versetul 21 care compară limbile din Corint cu pasajul ăsta. La fel cum limba aia era cunoscută prin care Dumnezeu a vorbit evreilor, la fel limba asta trebuie să fie cunoscută. Versetul 22. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Cum poate fi o limbă neomenească un semn pentru necredincioși? Cum poate fi o limbă neomenească? Pentru evrei a fost o limbă omenească, un semn pentru ei. Era omenească. O Sirienii, sirieni, asta nu ia al lui Dumnezeu pentru noi. Au venit neamurile, au început neamurile să vorbească în limbile lor, să laude pe Dumnezeu. Asta e un semn de judecată pentru noi. Că noi l-am respins pe Mesia, că noi n-am primit cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă, era, dacă ei începeau să bolmojească niște lucruri pe care nimeni, absolut nimeni de pe planetă nu înțelegea, ce ar fi spus evrei despre ei? Păi ăștia sunt oricum nebuni ăștia de păgâni care ei cu religiile lor și cu nebuniile lor, o cum să poartă ciudat. Normal că nu. Pentru ei a fost un semn pentru că erau limbi înțelese da? limbi omenești. Nici în Ierusalim, nici în Corint vorbirea în nu era o predică sau pentru evangelizare. Nici în Ierusalim, nici în Corint vorbirea în limbi nu era produsă de om. Luca zice, în 2 cu 4, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Și în 1 Corinteni 12 cu 10 vorbește despre faptul că altuia i s-a dat, 1 Corinteni 12 cu 10, da? felurite limbi sau limbi distincte, diferite. Nici în Ierusalim, nici în Corint, vorbirea limbii nu este direcționată spre om. Că unii zic, a, păi, în fapt era direcționat spre om, în Corint este direcționat, zice că vorbește lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Faptul că la cinzecime ei auzeau închinarea lor la adresa lui Dumnezeu, nu înseamnă că vorbirea în limbi era pentru oameni. Semnul era pentru ei, era un semn pentru ei dar ei se închinau lui Dumnezeu. Fapte 10 la fel, ei auzeau vorbind în și mărim pe Dumnezeu, ei nu vorbeau pentru ceilalți. Fapte 19 la fel, ei proroceau și le uda pe Dumnezeu. Ei nu vorbeau pentru ceilalți. Faptul că ceilalți într-o anumită situație înțeleg este datorită faptului că vorbirea în era pe limba lor. E foarte simplu. Și aici un corinten la fel zice. 16 și 17. Dacă tu, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cui aduci mulțumiri? Dumnezeu. Cum va răspunde Amin la mulțumirile pe care le aduci tu, ce lipsi de daruri, când el nu știe ce spui? Ăsta e un verset folosit pentru faptul că trebuie să fie privată. Eu mulțumesc eu lui Dumnezeu. Și el spune nu. Și dacă ai mulțumit tu lui Dumnezeu, normal ar fi ca ceilalți să spună Amin. E greșit, tu mulțumești foarte frumos lui Dumnezeu, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Deci chiar și prin rugăciune ar trebui celălalt să fie zidit sufletește. Asta spune Pavel aici. În ambele locuri și în corinteni și în fapte știți că darul este asociat cu profeția. Când încep să vorbească în alte limbi, Petru zice, aceasta este ce a fost spus. Unii ziceau, ăștia el nu zice, aceasta este ce a fost spus prin profetul Ioel Profetul Io el, el n-a vorbit despre limbi, a vorbit despre vedenii, despre vizuri, visuri și profeție. Dar evident că era același Duh Sfânt care a anima lucrul acesta. Și am citit deja în Corinteni faptul că este și aici asociată cu profeția. Este asociată cu profeția. În ambele locuri, cei care nu înțeleg limbile, ce fac? Bajopo Corez, nu? Zice toți erau oimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii cu trei alții, ce vrea să zică aceasta? Iar unii dintre ei ziceau, sunt plini de must. Dar în Corinteni cum e? La fel, 14 cu 23. Dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra dintre cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice că sunteți nu numai bețivi, Ce sunteți ce? Nebun! În ambele locuri, dacă nu înțelegi, rezultatul e același. O bajocură. În ambele cazuri, mesajul putea să fie înțeles. Dacă era tălmăcit sau dacă se cunoștea limba. 2 cu 8. Cum, fapte 2 cu 8. Cum dar îi auzim, vorbim fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut. Și în Corinteni zice, 14 cu 27, dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând și unul să tălmăcească. Este aceeași vorbire în alte limbi. Este aceeași vorbire în alte limbi. Dar sunt în pasajul ăsta câteva versete controversate peste care am sărit, pentru că vreau să le lămurim așa mai încetucu. Primul verset controversat peste care am trecut în parte este versetul 2. Cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, că și nimeni nu-l înțelege, ci cu Duhul el spune taine. Am discutat zilele acestea despre puține reguli hermeneutice, da? Puține. Dar una dintre regulile pe care le-am discutat este diferența dintre descriere și prescriere. Descrierea relatează ceva și prescrierea recomandă ceva. Uite, cu R sau cu ce vreți, ori cu P, ori așa, ori descrie, ori prescrie, ori relatezi sau istorisești și aici prescrii sau recomanzi. Întrebare pentru dumneavoastră și vă rog să răspundeți. Când Pavel zice, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, el poruncește? Este un imperativ? Spune el, vorbiți în altă limbă? vorbiți lui Dumnezeu, spune el, nu vorbiți oamenilor, spune el așa ceva, spune el, nimeni să nu vă înțeleagă, este vreo poruncă în textul ăsta unde Pavel spune, spuneți voi cu Duhul taine? Nu, nu există niciun imperativ, niciunul aici, ci este o relatare, este o descriere. Deci cei care folosesc versetul 2, îl folosesc ca o poruncă. E ca și cum spune. Păi nu zice Pavel aici că cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor celui Dumnezeu că și nimeni nu îl înțelege și cu Duhul el spune taine. Pavel relatează ce se întâmpla în Corint. El nu recomandă ce se întâmplă în Corint, motiv pentru care tot capitolul este un capitol corectiv. Nu este un capitol de recomandare, ci de corectare. Sunt două lucruri total diferite. Aici este o porțiune în care el, el începe pasajul relatând ce se întâmplă în Corint, nu recomandând ce se întâmplă în Corint. El descrie ce se întâmplă în Corint, el nu prescrie să se facă așa cum se făcea în Corint. Aproape Pavel nu prescrie nimic din ce se făcea în Corint. Să dezvineau pe cine m să dădeau un judecată, unul treia cu nevasta lui Taixu, să îmbătau la cina Domnului, cam nu recomandă nimic din ce se întâmpla în Corint. Dar ăștia erau extraordinar de buni la vorbit în alte limbi. Dezbinare peste tot, inclusiv la darurile spirituale. Da? Și a demonstrat deja, nici la cinzecime, ucenicii nu vorbeau oamenilor ci lui Dumnezeu, dar erau înțeles de oameni pentru că vorbeau lui Dumnezeu pe limbile celorlalți. Și astfel vorbirea funcționa și ca un semn și ca o formă de închinare. Ca în fapte 10. Limba funcționează ca un semn pentru neamuri și pentru evrei de la Rusalim și funcționează și ca o mărire la adresa lui Dumnezeu. Este și mulțumire către Dumnezeu și în același timp este un semn pentru oameni. Când spune, dar unii zic, păi nu zice aici că nimeni nu-l înțelege? Ce erau ăștia în Corint? Ce națiune erau ei? Ce etnie erau? Greci. De ce nu înțelegeau grecii dacă ei vorbeau în chineză? De ce nu înțelegeau? E foarte complicat, nu? Pentru același motiv pentru care tu n-ai înțelege chineză. Nu că era o limbă extraterestră, extatică. Și pentru că nu era limba lor. Deci el relatează la voi aici în Corint. Dacă vă apucați de vorbiți în alte limbi, nimeni nu vă înțelege. Nimeni. De ce? Pentru că voi toți sunteți greci. Corinteni sunteți din Corint. De asta nimeni nu înțelege. Textul niciun fel nu recomandă ca nimeni să nu te înțeleagă. Pe păi atunci ce logic are ce spune Pavel? După ce relatează, după aia începe să spună. Trebuie să fie înțeles, trebuie să fie înțeles, trebuie să fie înțeles, trebuie să fie înțeles. Păi tu spune, păi, Pavel, nu te mai înțeleg. În primul verset, în versetul 2 mi-ai spus că nimeni nu înțelege și acum mă mustri că nimeni nu mă înțelege. Păi normal că în primul verset el relatează ce se întâmplă, iar în următoarele versete ia de urechi și le dă recomandări. Recomandări zicem noi așa, finuți, că le dă corectări, le dă pe spinare, serios de tot. Da? Acum, la 50.000 de ce înțelegeau? Pentru că erau oameni cu cerne din toate neamurile care sunt sub cer. Și ăștia vorbeau pe limbile nu. lor. Dacă în Corint erau oameni din toate neamurile de sub cer, ar fi înțeles cineva din limbile respective, da? Acum, expresia asta cu Duhul, el spune taine, este o explicație a expresiei din mai înainte. Nimeni nu înțelege, ci cu Duhul îi spune taine. De ce nimeni nu-l înțelegea? Nu, nu avea cine. Nu? El cu Duhul spune taine. Ce este o taină? O taină este un lucru ascuns. De ce este o taină pentru mine când tu vorbești în ucrainește? Pentru că nu înțeleg. De asta e taină. Nu că, zice, a, unii zic, cu Duhul spune taine. Wow, ce e acolo? E taină în sensul că eu nu știu ce spui tu. Okay. Da, nu. Acum poate să fie o descoperire de sus. Dar este o taină pentru mine, fiindcă eu nu înțeleg limba ta. De asta este o taină. Și, din nou, aici este o relatare. El relatează că tu cu Duhul spui taine, da? Și, evident, vorbirea limbii nu era de origine umană, nu era un produs natural al omului, ci vorbirea în alte limbi, el spune în capitolul 12 foarte clar, este un dar al Duhului Sfânt care funcționa în vremea respectivă. Acum, versetul 3 este folosit de obicei pentru a arăta că vorbirea în alte limbi este diferită de prorocie și că e bine să fie așa. Prorocia să fie înțeleasă, vorbirea în limbi neînțeleasă. Iau, cine prorocește, din potrivă. Vezi, zice, o pune în contrast. Din potrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Da? Și unii insistă că asta e diferența dintre prorocie și vorbire în limbi. Da? Că prorocia este înțeleasă, vorbirea în limbi este neînțeleasă. Din nou, prorocia este înțeleasă că era în limba lor. Iar vorbirea în altă limbă era neînțeleasă, nu știu cum să spun mai clar, fiindcă era în altă E foarte simplu. Nu știu ce, de ce complică oamenii lucrurile atât de, de tare. Câteodată încerci să explici mai complicat decât spune Pavel aici. Da? 14 cu 26. ce este de făcut acum, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul dintre voi auziți, are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, ascultați, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidire sufletească. Exact scopul prorociei, este și scopul vorbirii în limbi și tuturor darurilor. Tuturor darurilor. Acum versetul 4. Ăsta este din nou foarte controversat. Și vă întreb din nou, este o relatare sau este o recomandare? Ia ascultați. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește, sufletește biserica. E recomandare? Spune el, zidește-te pe tine însuți? Nu spune așa ceva. Dar spune în capitolul ăsta undeva să faceți toate lucrurile spre zidire sufletească, imperativ foruncă? Spune. Spune. Acum, Pavel nu se contrazice pe el însuși, da? Din nou, el descrie fenomenul care avea loc în Corint. Pavel niciunde în capitolul ăsta nu recomandă folosirea vorbirii în care în Corint. Niciunde nu spune, bine faceți, bravo voi. continuați așa să nu vă înțeleagă nimeni, nici voi să nu înțelegeți. E extraordinar ce faceți voi, da? El nu doar că nu, nu o califică ca fiind bună, nu doar că nu o recomandă, imediat după versetele astea începe să -o, o condamne și să o corecteze, să o reglementeze. Da? Și evident că cine vorbea în alte limbi se zidea doar pe el însuși. Da? De ce nu zidea pe alții? Pentru că vorbea în altă limbă. Acum vă întreb pe dumneavoastră, dacă eu să presupunem n ști că dumneavoastră să presupun că toți dintre dumneavoastră știți doar limba ucraineană și eu încep să vorbesc o predică din cuvântul lui Dumnezeu în limba română. Este adevărat că eu în timp ce expun cuvântul lui Dumnezeu, care este un cuvânt plin de viață, eu mă zidesc pe mine însumi? Sigur că te zidești pe tine însuți. Dacă când o cântare în limba română și tu nu o știi, mă zidesc pe mine însumi? Sigur că mă zidesc, dacă mă rog în public, în limba mea și voi nu mă înțelegeți, mă zidesc pe mine însumi? Sigur. Dar ăsta e scopul? Nu. Fiecare din metodele astea, rugăciunea, cântarea, darurile spirituale, au fost date în mod intenționat pentru zidirea celorlalți. Cel care folosește fiecare dar are o zidire personală. Dar nu ăsta este scopul lui primar. Și scopul primar a tuturor darurilor și metodelor pe care Dumnezeu ni le-a lăsat de lucru în adunare este pentru zidirea celorlalți. Că unii zic, păi nu vezi ce spune Pavel că se zidește pe el însuși? Păi da, se zidea, dar Pavel nu recomandă asta, ci doar relatează. Mă, nu e în regulă ce se întâmplă la voi. Tu te... Oamenii interpretează asta ca o laudă. Tu te zidești pe tine însuși și el zice, a, mulțumesc, da, într-adevăr mă zidești pe mine însuși. Mai eu nu te recomandam acum, eu te mustram că nu asta trebuie să se întâmple. Dovadă fiind faptul că de nenumărate de ori după aceea, de vreo 5 sau 6 ori, el spune ca toate lucrurile să se facă spre zidirea sufletească a bisericii. Păi dacă el a încurajat la început zidirea personală, de ce după aia o corectează spunând de 5 ori să zidească pe alții? N-are nicio logică, înseamnă că Pavel nu știe ce spune. Și singurul, singur motiv pentru care există tensiunea asta în mintea oamenilor este datorită faptului că nu fac diferență între două lucruri foarte simple. Ce din pasajul ăsta este o relatare și ce din pasajul ăsta este o reglementare sau o recomandare. Ce din pasajul ăsta este o descriere, frațe ucraineni, mă înțelegeți, nu? Și ce din pasajul ăsta este o prescriere sau o poruncă. Foarte simplu. Uh, acum, versetul 14. Versetul 14 zice, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rog. Din nou, vă întreb pe dumneavoastră, face o recomandare sau o relatare? O relatare. El povestește ce se întâmplă. De ce mintea este fără rod când vorbește în alte limbă? Vă spun de ce. Pentru că limba nu era produsă de vorbirea în alte limbi. Nu era produsă de mintea omului. Era un dar al Duhului Sfânt. Din nou, Petru când vorbește la cinzecime și toți apostolii când vorbeau în alte limbi, asta era fabricat de mintea lor? Nu, era de la cine? Vorbeau în alte limbi după cum le dădea? Duhul să vorbească, după cum le dădea mintea lor. Limba română este ceva ce tu produci cu mintea ta. Limba ucraineană este ceva ce tu produci cu mintea ta. Limba, învățarea limbii române este un proces omenesc. Vorbirea în alte limbi era un dar duhovnicesc. El când spune că mintea este fără rod, el nu spune, super, mergeți așa în continuare. Nu, da, într-adevăr, nu mintea voastră produce vorbirea în limbi. Dar el zice, n-ar trebui să rămână așa. N-ar trebui să rămână așa. Da? N-ar trebui să rămână așa. Bun. Oricum ar fi, bazat pe interpretarea acestui verset, că dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rot, știți cum am interpretat unii asta? Ne strângem aici ca să fim botezat sau în plus cu Duhul Sfânt, frate, știi cum poți să vorbești în alte limbi? Băi, spun cum, 14 cu 14. Dacă mă rog în alte limbi, bă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. El a luat asta nu ca o relatare, ci ca o recomandare. Nu te mai gândi la nimic. Dați-mă un alt loc din toată Biblia în care Dumnezeu îi spune cuiva, nu te mai gândi la nimic. Începe să vorbești, dar nu te gândi. Nu primești limbile, îi ceartă frații, proroci, frații păstori cei care guvernează seara de stăruință, ceartă. Mai nu te mai gândi, tu te gândești prea mult. Zice, tu o să primești greu. toată asta stai cu capul în Biblie și numai cu argumente și cu explicații. Cineva mi-a scris la ultima sesiune că am făcut live. De ce atâtea de explicații? Domnule, când poți să fii cu mintea fără rod, rod. rod. și nu ai nicio treabă. Mintea fără rod. Liniști, zâmbitor, ce faci frate? Mintea fără rod. Trebuit. Și asta este încurajarea. Nu te gândi. Păi tu de asta nu primești niciodată. Că tu în loc să lași mintea fără rod, cum spune Pavel, tu ce faci? Gândești. E un păcat să gândești, frate. Dar Pavel nu spune, lasă-ți mintea fără rod. El nu dă o poruncă aici. Vedeți? O simplă distinție. Câtă nenorocire face și câți oameni au fost încurajați ca să nu gândească. Am auzit, nu mai gândi. Nu te mai gândi la nimica. Pur și simplu dă drumul la vorbire. Și când el spune, a, da, 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 dai, dai, acum, 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 spune orice îți vine, fără să gândești. Da? Și da, psihologic se poate explica că se face o ruptură, să zic, psihică la nivelul creierului, când capacitatea ta de a vorbi lucrează, dar partea ta de creier care depozitează informații este decuplată de partea aia. Și atunci tu scoți sunete neînțelese. Dar nu i ce spus Pavel, sub absolut nicio formă. Fic dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Unde vezi tu aici la Apostolul Pavel tehnici de autodecuplare? Unde vezi tu aici la Apostolul Pavel tehnici de autohimnotizare? Ascultă-mă, dacă începi să te decuplezi mental și să vorbești decuplându te de mental, asta este autohimnotizare. Asta este darul vorbirii în alte limbi? Doamne ferește! Doamne ferește! Deci ajungem să ne batem joc de darul adevărat al vorbirii în limbi, numai ca să ju justificăm niște metode tehnici de autohimnotizare, de manipulare. Asta ajungem să ne batem joc de un dar autentic care a existat în biserica primară, doar ca să justificăm ce se întâmplă astăzi. Este foarte grav, să știți. Este foarte grav. Bun, dar ce spune Pavel aici, nu? Trebuie să lămurim. Ce spune Apostolul Pavel aici? Pavel spune foarte clar că vorbirea nu este un produs omenesc, un efect al minții, nu este un produs natural al omului, ci este ceva ce a fost dat de Duhul Sfânt. au auzi, versetul 15 zice, ce este de făcut atunci? Fraților, mă voi ruga cu Duhul, dar mai voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Deci el și aici, în versetul 15, spune foarte clar. Trebuie să existe întotdeauna o unitate între minte și Duh. Din nou, dacă Pavel ar fi încurajat mai înainte la relatare vorbirea cu mintea fără rod. De ce imediat în versetul următor spune ce este de? Deci versetul 14 descrie mintea e fără rod. Versetul 15 prescrie ce e de făcut dacă mintea e fără rod. Pune-o la treabă. Nu spune las-o așa. Nu zice Pavel, amplifică, amplifică, fără rod. De tată puternic. Ai spus ceva care nu înțelegi. Bun, acum bagă mai tare, mai tare, mai tare. Am plim... Nu zice Pavel așa ceva. El când, când descrie mintea e fără rod și zice, yes, e fără rod, sună bine, că în general mintea mea e cu rod. Câteodată nu pot adormi sala de cât rodește mintea asta și la cât mă gândesc. Cum ai zis, Pavel, că mintea e fără rod? Bun. Și ce să fac acum? Și în loc ca Pavel să spună, dă așa puternic înainte, el zice, ce de făcut? Zi, Pavel, acum. Dăm prescripția, dăm porunca. Și el zice, mă voi ruga cu Duhul? Bun. Dar mă voi ruga și cu era așa fain cu mintea fără rod. Voi cânta cu duhul. dar voi cânta și cu limbă, și cu mintea. Și acum, merge Pavel în toată argumentația lui și versetul 28. Ia ascultați -l. Dacă nu este cine să tărmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Și îi zic, mă, indiferent, bun, mai lămuri cu tot ce ai spus până acum, dar 28 tot m-a salvat. 28 totul m-a salvat. Chiar aici e o recomandare. Atenție! E singura recomandare din textul ăsta care pare să contrazică tot ce a spus Pavel. Și eu le aș spune să faceți următorul test. Dacă discuți cu cineva sau dacă tu ai vreun dubiu, scrieți toate recomandările lui Pavel pe de-o parte și versetul 28, care este tot o recomandare de cealaltă parte. Și întreabă-te. De ce în 20 ceva de versete Pavel taxează lucrul ăsta și deodată în 28 zice la final? Bine, dată, hai, du-te și vorbește la final. Întreabă-te de ce face Pavel lucrul ăsta. El face o recomandare. Unii dintre comentatori spune că Pavel e ironic aici. Și te zic, spun. Bun, nu te-am lămurit. Deci dacă eu ți-am spus de un milion de ori că și lucrurile neînsuflețite dau sunete înțelese. Și a lăuta, și fluierul, și la lupte când te duci, dacă sufri dintr-o trompetă, totul e toate limbile din lume sunt însuflețite. Ți-am dat un milion de argumente, te-am lămurit în fel și chip și tu nu înțelegi, dar tu vrei să vorbești în limbi? Măcar nu mai deranja adunarea? Du-te și vorbește în limbi tu cu tine însuți. Acum imaginați-vă pe un corintian care vrea să vorbească în limbi unde? În biserică vrea să vorbească în alte limbi. Și imaginați-vă că zice, Pavel mi-a zis să vorbesc în limbi private. Îi convenea? Așa îl oprește Pavel. Pavel nu -i spune frontal, nu mai vorbi în limbi. Pavel îi spune, condiție în biserică trebuie să vorbești înțeles. Și el zice, păi, n-am vorbire în limbi înțeleasă. Cine are de aici? Păi niciunul nu avem vorbire în limbi pe care să le înțelegem. Nu vorbim în limbi, dar nu le înțelegem. Bun, păi, duceți-vă acasă. Și mai, păi, ce să fac acasă? Că asta era ideea. Ideea era să vin să vă arăt că eu am ceva ce voi nu aveți. Și atunci imaginați-vă că s-ar fi dus acasă. S-ar fi dus acasă, nu mai e satisfacția aia. Nu te mai vede nimeni, nu te înțelege nimeni și începi să-ți dai tu seama de ce a spus Pavel. Că mintea ta fără rău și că tu nu înțelegi, nici măcar tu nu înțelegi nimic. Nu mai câștigi nimic făcând haos în adunare, nu mai câștigi nimic spunând alții, câștigi din ghilimele, că sunteți niște nebuni. Nu mai câștigi nimic că alții spun că tu ești mai duhovnicesc, că tu ai primit ceva supranatural decât restul. Nici tu nu câștigi că nu înțelegi nimic din ce spui și stai acolo, spui, spui un minut, două și zici Bă, dar n-are rost. Asta face Pavel. Ce face Apostolul Pavel este, cred că, într-un mod finuț, îl pune pe omul ăsta într-o situație în care el să-și dea singur seama cât de absurd este modul în care se comporta deranjând adunarea, căutând lucrurile spre propria sa, spre propriul său egoism, nu folos, spre propriul propriu lui înălțarea propriului lui ego, dându-se mare în fața celorlalți, că el e mai spiritual și mai duhovnicesc decât toți. Asta face apostolul Pavel. Practic, pentru o scurtă perioadă de timp, zice Pavel, duceți-vă acasă. E o ieșire de urgență. Ai să te lemurești tu singur acasă din tot ce v-am scris în epistola asta. Și într-adevăr, dacă ar fi făcut asta și s-ar fi dus acasă, concluzia asta era: Fac o prostie. N-are absolut niciun sens ce fac aici. Du nu, Duhul meu să roagă, eu nu înțeleg nimic nu beneficiez nimic și așa mai departe. Acum, să știți că unii uh, nu renunță. Unii nu renunță pentru că vor spune în felul următor. Vor spune în Corinteni 13, în Corinteni 14, sunt trei vorbiri în alte limbi, distincte. Nu știu dacă ați auzit despre asta, dar cândva o să le auziți și pe astea. Trei vorbiri în limbi distincte. Vorbirea în limbi ca dar, vorbirea în limbi ca semn și vorbirea în limbi ca rugăciune. Și ascultați, versetul 12. Tot așa și voi fiindcă reveniți după dare duhovnicei să căutați să le aveți din belșug, în vederea zidirii sufletești a bisericii. Da? Și zic că ăsta este un dar al vorbirii în alte limbi. Și zice, cine vorbește în alte limbi să se roagă să aibă și darul de la alt ce Înseamnă că și vorbirea în limbi este un dar, da? Bun. Dar vorbirea în zic că este și o închinare. Negreșit, tu lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidi sufletește. Și sunt frați care zic că asta e altceva. Și zic, nu doar că e altceva, mai există ceva, vorbirea limbii, ca semn. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Primul lucru pe care l spune este dacă citești tot ce spune Apostolul Pavel aici, sub nicio formă din redactarea capitolului, nu-ți dă senzația că el vorbește despre o altă vorbire în alte limbi, corect? El folosește argumente pentru același fenomen care avea loc în Corint. Pentru același fenomen. Și cum se împacă toate lucrurile astea? Vorbirea în limbi este semn, este dar și este rugăciune. De deci, ce? De unde știm? Că este același fenomen dar care are trei funcții. Unu, este un dar pentru că este dat de Duhul Sfânt, foarte simplu. Este un semn pentru că cei care aud limba asta mea înțeleg ceva din semnul ăsta, da? Este un semn, arată spre ceva, că și alte limbi sunt acceptate. Și este o închinare pentru că atunci când vorbesc în alte limbi, zice, vorbeau în limbi și măreau pe Dumnezeu. Acum, unii ce ar zice despre Corneliu? Că ăștia aveau, ce aveau? Vorbirea ca închinare și vorbirea ca semn, dar nu era dat, nu? Păi era și dar, că Duhul Sfânt le-a dat. Este exact același lucru. Unul Corinteni este în armonie totală cu faptele apostolilor. Ați auzit de explicația asta? Vă spun, asta este. Când discuți despre vorbirea în limbi, trebuie să ai în spațiu în care discuți o grămadă de găuri, ca omul să aibă pe de fugi. Că inventează din mes o grămadă de lucruri. Vorbirea în limbi, ca armă de luptă spirituală. Ați auzit despre asta? Adică, atunci când vorbești în alte limbi, Satana nu te înțelege. Problema este că nici tu nu înțelegi. Și ajungi la absurditatea că Duhul Sfânt se roagă în locul tău. Biblia spune că Duhul Sfânt ne ajută în rugăciunile noastre, nu spune că se roagă în locul nostru. Da? Și ajungi la absurditatea că Duhul Sfânt se roagă. Prin tine lui Dumnezeu Tatăl. Păi, de ce nu se roagă direct lui Dumnezeu Tatăl? Da? Și zice că e bine că Satana nu înțelege. Bun. Uh, problema aici, câteva probleme. Dacă ar fi așa, Pavel ar fi spus: E foarte bine că Satana nu vă înțelege, dar spune undeva în Biblie așa ceva? Spune sau nu? Nu? Doi, mai mult decât atât, când vorbește despre rugăciunea în limbi, el zice: De aceea cine vorbește în altă limbă să se roage. Să aibă și darul să o tălmăcească. Mă voi ruga cu Duhul, dar mai voi ruga și cu mintea. Păi atunci de ce mai recomandă să tălmăcești? Dacă era bine ca satana să nu te înțeleagă. Nu are nicio logică. Absolut nicio logică. Logică, da? Ce este de făcut? Mă voi ruga cu Duhul, dar mai voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Pe păi nu era bine ca satana să nu te înțeleagă. Pavel nu are niciun fel de idee de felul acesta, da? Mai mult decât atât, el așteaptă că atunci când te rogi în limbi, Ceilalți să aprobe, zice. Dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde? Amin la mulțumirile tale pe care le aduci. Ce lipsi de daruri când el nu știe ce? Spui. Păi nu se temea Pavel că satan ascultă cu mulțumești lui Dumnezeu? Nimeni nu-l interesa. Nu avea absolut Pavel niciun deranj în privința asta. Absolut niciun deranj. Absolut niciun deranj. Așadar, ideea de vorbire în limbi ca armă spirituală este total absentă din Biblie. Și vă aș spune un lucru. Singurul dar din Sfânta Scriptură după Mintea Unora, care are imunitate absolută, este darul vorbirii în alte limbi. Darul ăsta e armă spirituală. La darul ăsta nu mai trebuie să zidești pe nimeni. La darul ăsta nu trebuie să mai folosești mintea. Este un dar ciudat care e total diferit de orice fenomen spiritual din Biblie. Este ceva ieșit din comun. Este un dar care calcă toate principiile. Sfintei Scripturi. Este un dar care are imunitate. Nu-l poți judeca deloc. Că nu-l înțelegem. Nimeni nu-l înțelege. Biblia spune că e bine așa. Este ceva ciudat cu darul ăsta. Este o ciudat pentru că oamenii l-au făcut să pară așa. În Sfânta Scriptură este altceva cu el. În Sfânta Scriptură este altceva cu el. Și ăsta e lucru ciudat pe care vreau să îl țineți minte. Și este un test pe care eu l-am propus unora, nu din bajocoră. Nu l-am propus din bajocoră. Și a spus, noi oameni buni, avem atâta tehnologie acum. Biblia ne spune să cercetăm duhurile. Vă rog, nu îmi bat joc, nu râd de voi. Hai să cercetăm, să ne lămurim și noi că este așa. Registrăm pe cineva vorbind în limbi și ne ducem la ce proroc ești, crezi tu că e autentic și îl punem să traducă vorbirea în limbi. Dar doi, să nimerească, fără să vorbim dinainte cu ei. Și unii mi-au zis, păi da, e adevărat că există vorbire în limbi falsă. Nu, ne duce la unul care crezi tu că vorbește în limbi adevărat. Dacă nu se nimerește traducerea și ce o să spună, păi nu a fost vorbirea în limbi adevărată. Nu a vorbi, fost vorbirea în limba adevărată. Și, și atunci, și continuăm să căutăm. căutați mă până la sfârșitul vieții voastre ca să testăm electronic lucrul ăsta. Biblia se ne spune să cercetăm Duhurile lui Dumnezeu, da? Și acum unii zic așa, păi stai că atunci când cineva vorbește în altă limbă și imediat traduce, el traduce vorbirea aia în altă limbă. Bun să punem și un alt proroc să vedem dacă ce-o vorbită în altă limbă e chiar tradus corect. Ca așa dacă eu zic, ce la Așa vorbește domnule poporule. Tu de unde știi dacă e adevărat? Hai să mai spunem lucrul ăsta pe care l-am spus eu acum și altcuiva să vedem dacă asta înseamnă așa vorbește domnul poporule. Corect? Păi așa, cu tu cum poți testa dacă eu chiar am tradus ce am spus eu? Alții spun, nu, eu nu traduc ce am spus eu. Știi de ce? Pentru că unii folosesc cam 5, 6, 10 cuvinte și tot le repetă. Dacă în traduce, traduce total diferit. Păi nu poate un cuvânt să însemne un milion de lucruri. Tu le repeti și spui jumătate din epistola lui Pavel. Nu se poate, da? Și atunci el zice nu, vorbirea în alte limbi, în cazul ăsta, este zidire personală. Cu alte cuvinte, el se încurajează pe sine prin vorbirea în alte limbi și el, de fapt, prorocește atunci, nu și tâlmăcește limbile. Și atunci, vă spun, te pune într-un colț în care tu nu poți verifica vorbirea în alte limbi. Și atunci, de ce mi-aș dori eu ceva ce, spre deosebire de tot ce există în Biblie și în lucrarea lui Dumnezeu, nu am voie să testez sau nu pot? să testez. De ce aș folosi ceva atât de periculos care nu poate fi testat de absolut nimeni, niciodată, niciunde? De ce? Și trebuie doar să te iau pe tine pe cuvânt. Că tu îmi spui că asta înseamnă vorbirea mea, trebuie să te cred, că n-am de unde să știu. Nimeni nu are darul de a verifica lucrul ăsta. Iar dacă vreau să te testez, spui că hulesc pe Duhul Sfânt și îmi joc de darurile Duhului Sfânt. Păi tu mă pui într-o poziție în care eu sunt cu mâinile legate cu gura închisă. Nu am voie să verific, nu pot să spun nimic, că bajocoresc, că că baptist, că nu cred în darurile Duhului Sfânt, mă faci în toate felurile, dar am pretins să cred ceea ce tu spui despre darul ăla. Nu pot, îmi pare rău. Nu pot, îmi pare rău. Deci este, vă spun, fenomenul acesta este cel mai ciudat fenomen. Și relevanța acestei conferințe, și motivul pentru care trebuie să studiem în continuare lucrurile astea, și motivul pentru care vreau să scot o carte pe subiectul acesta, este pentru că avem câteva sute de milioane de evanghelici care cred în lucrurile astea. Și sunt doar două variante, cum am spus la începutul conferinței. Ori lucrurile astea sunt adevărate, ori nu, că nu sunt adevărate. Sunt lucruri false, sunt o înșelătorie. Sunt doar două variante. E nu? Ori sunt adevărate, ori nu sunt adevărate. Iar dacă nu sunt adevărate. Noi avem responsabilitatea de a proclama adevărul lui Dumnezeu. Motivul pentru care mii și zeci de mii, Dumnezeu știe cât credincioși, au ajuns să creadă lucrurile astea, deși n-ar fi trebuit să le creadă, este datorită faptului că noi nu am fost preocupați cu a explica lucrurile astea. Asta e ce am făcut noi aici, este un început, sunt două zile, sunt puține. Mâine avem a treia zi, vrem să discutăm despre cena Domnului, este puțin. Sunt multe lucruri care să se spună, sunt multe argumente și ascultați-mă, lucrurile astea se inventează prin altele, altele idei, altele idei, altele idei. Trebuie să fii curent cu ele. Că spui, a, păi nu cred așa, eu cred altfel și scoate eu ceva ce nu mai auzim nimeni niciodată, nici Apostolul Pavel. De fapt, Pavel ar fi fost total stupefiat despre explicațiile din vorbirea nim. Eu n-aș vrea ca cineva din sala asta sau din cei care o să ne asculte pe internet să creadă în vreun fel sau altul că noi ne-am strâns aici să bajocorim pe cineva. Noi nu bajucorim pe cineva. Sunt mulți dintre frații noștri care, dacă cred în Domnul Isus și născuți din nou, sunt frații noștri, în Domnul Isus Hristos, care cred că noi nu avem Duhul Sfânt, care cred că noi trăim într-o pierdere din asta enormă, că nu avem darul ăsta care te zidește pe tine însuți și care face atâta de mult bine, te lupți împotriva diavolului, cum nu te mai poți lupta cu nimic altceva. Deci e cel mai tare dar, dar nu înțelegi nimica din el. Da? Mulți cred că noi suntem în inferioritate. Eu nu cred că suntem în inferioritate absolut deloc absolut deloc. Și nu cred că Biblia ne învață ceea ce vedem în jurul nostru. Iar credincioșia noastră față de Hristos, față de cuvânt, față de congregațiile în care Dumnezeu ne-a pus, adunările în care Dumnezeu ne-a pus, credincioșia noastră va fi dovedită și abordând subiectele astea. Eu sunt de acord să nu vă apucați la o cruceadă de felul pe care mai fac eu. Da, toată dimineața până seara nu despre asta, numai despre asta vorbești. Este un timp în care trebuie să vorbești lucrurile astea. Deci, la un moment dat, va trebui să reiei lucrurile astea. Da? Eu nu uh, încurajez acum să ne dezbinăm, să nu avem niciun fel de legături cu frații noștri care cred lucrurile astea, dar cred că părtășia noastră cu ei este blocată nu de noi, ci este blocată de ei. Datorită faptul că ei vor să manifeste un fenomen pe care noi nu -l putem testa, nu-l putem evalua, nu înțelegem absolut nimic din el. da, Și vor să ne livreze pe supreș în adunările noastre. Asta este o problemă gravă, să știți. Este o problemă foarte gravă. Și fiecare dintre noi, îmi spun unii dintre noi, vă spun, dar vrem să fim în pace, putem să organizăm anumite lucruri împreună. Da, putem să cântăm la trompetă împreună dacă vrei. Nu știu, putem să facem niște lucruri chiar duhovnicești poate împreună. Dar veți vedea, practică, la un moment dat lucrurile se fracturează. Să facem evanghelizare împreună. Bun, după evanghelizare o să spună că ăștia care s-au convertit n-au Duhul Sfânt. Păi o să lasă ei la tine în biserică fără botezul cu Duhul Sfânt. Când ei pot să ajungă la un nivel mai înalt, de viață spirituală, când ei pot să aibă, aibă arma asta împotriva diavolului, pe care diavolul nu o înțelege, când ei pot să se zidească la secundă, vorbind în alte limbi, n-ar fi din partea lor, dacă ei chiar cred în lucrurile astea, n-ar fi din partea lor o necinste să-i pe frații ăștia proaspăt convertiți, fără botezul cu Duhul Sfânt. Și sigur, înțelegi campania lor de prozelitism. Nu? Ei chiar cred în lucrurile astea. Din punctul meu de vedere și din experiența mea, cei mai mulți dintre ei nu și-au luat timp să asculte argumentele noastre. Este și adevărat că unii dintre noi nu am avut argumente pe care să le se asculte.